Bună seara, stimați spectatori și stimați ascultători. Cu uvertura la opera Nunta lui Figaro de Mozart, am deschis concertul nostru de pagini celebre din opere. Cu această bijuterie orchestrală a genului liric, interpretată de Orchestra Sinfonică a Radioteleviziunii, sub bagheta lui Paul Popescu, deschidem porțile imaginare ale lumii operei pe unde vor păși către noi Leporello, Carmen, Hamlet, Escamillo, Rosina, Lucia, eroi îndrăgiți interpretați de câțiva dintre artiștii de frunte ai scenelor noastre lirice. Deci, dacă vă place opera, Luminița Constantinescu și Călin Marian vă urează bun venit la această sărbătoare a ei. Dorim ca acest concert să fie și un arc al generațiilor noastre de interpreți, nu numai prin vârstele diferite ale celor ce vor evolua în această seară, ci și prin prezența în sală a câtorva invitați de onoare, nume de rezonanță din cartea de aur a cântului românesc. Personalități ce vor rămâne de-a pururi în sufletele noastre. Permiteți-ne să vi prezentăm. A început cariera în trupa nemuritorului prinț al operetei Leonard. Apoi a cântat peste 30 de roluri în multe țări ale lumii, din Algeria și Egipt, în Franța, Belgia și aproape toate teatrele mari ale Italiei. A vorbit despre acest renumit tenor român înseamnă a enumera pe toți marii dirijori de opera ai secolului nostru cu care a colaborat și pe minunații săi parteneri de scenă, Șaliapin, Maria Canilia, Stella Roman, Gina Cini, Aurora Boades, Vina Bovi, Renata Tebaldi. A fost prieten cu Tita Ruffo, Aureliano Pertile, George Pretr, Otto Ackermann, iar aparițiile sale pe scena noastră de operă stârneau un mare entuziasm în rândurile ascultătorilor de toate vârstele. Tenorul Emil Marinescu. În seara zilei de 8 decembrie 1921 se inaugura opera română ca instituție de stat cu spectacolul Lohengrin de Wagner sub bagheta lui George Enescu. Alături de Romulus Vrăbiescu, George Folescu, Elena Ivoni, Elena Basarab, Elena Roman, în rolul unuia dintre pași apărea o tânără sfioasă, dar al cărui talent și muzicalitate au fost apreciate apoi de toți marii noștri dirijori: George Enescu, Ionel Perla, Teodor Rogalski, Umberto Pessione, Alfred Alessandrescu. A rămas celebră pentru seriozitatea, modestia și mai ales memoria sa uimitoare, care îi permitea să învețe pe din afară, în numai 2-3 zile, partituri de operă dintre cele mai dificile, cum sunt Majenca din Mireasa vândută de Smetana sau Salomea lui Richard Strauss. Școala sa de cânt și a soțului său a dat liricii românești nume de maximă strălucire: Nicolae Herlea, David Ohanesian, Octave Nigărescu, Maria Voloșescu, Iulia Buciuceanu și mulți alții. Victoria Costescu Duca! Cântul a fost iubirea mea cea mare, a făcut și mai face parte din ființa mea. Sub lumina reflectoarelor simțeam că mă transform, căpătând o nouă identitate, și toată făptura mea era inundată de această plăcere, de a cânta. Mărturisea cândva următoarea noastră invitată de onoare. A fost una dintre cele mai fascinante prezențe artistice ale scenei noastre de operă. Cei ce au văzut-o spun că exista o perfectă comuniune între splendidele sale mijloace vocale de mezzo-soprană, cu un registru egal și intens, cu bunul gust în cânt și dicțiune, cu o ținută scenică statuară și un temperament ardent plin de dăruire. Timp de 2 decenii, începând cu anul debutului, în 1937, pe scena operei, în turnele din țară și de peste hotare, a lăsat amintiri de neuitat în Orfeu, Charlotte, Amneris,
Erda Azucena, mama din Luiza de Charpentier, bătrâna contesă din Dama de Pică de Tchaikovsky și mai ales în Carmen de Bizet, Maria Morean. Următoarea invitată, o voce excepțională, caldă și plină de muzicalitate, cu o impunătoare forță de desfășurare și o culoare dramatică rară. O voce ca un fluviu puternic. Cela de la Vrancea spunea, glasul ei are uneori transparență de lacrimă, alteori amploarea unei pajiști de munte rotunjită pe albastrul cerului. Întotdeauna timbrul ei poartă o ciudată și pătrunzătoare emoție care coboară adânc în sufletul ascultătorului. Glasul acesta robește și farmecă, uimește și înduioșează. Este cel mai frumos glas de soprană auzit vreodată, spunea George Enescu. Acest glas, cunoscut de mult dintre dumneavoastră, după anul 1947, în Fidelio, Tristan și Izolda, Rusalka, Faust, Evgenie Onegin, aparținea sopranei Ioana Nicola Știrbei. Și acum, ultimul dintre invitații noștri de onoare din această seară. A avut o carieră extrem de lungă, de peste 40 de ani, începută la Opera Clujeană în anul 1936 și desfășurată în toate genurile muzicale, de la operă, la lied, piese vocal simfonice și cântece de masă. A fost un strălucit tălmăcitor al celor mai complexe roluri de bariton și chiar bas-bariton. Rigoletto, Iago, Valentin, De Luna, Pizarro, Amonastro, Gerard, Scarpia, Boris Godunov. O voce generoasă, cu timbru cald, cu un ambitus omogen și elastic, o frazare impecabilă, legată de un joc scenic de o rară expresivitate. Mihail Arnăutu! Amadeus Mozart. Leporello din opera Don Giovanni interpretează un artist de o vastă cultură stilistică, prezent pe afișul operei și în stagiunile concertistice din țară și de peste hotare. Pompei Hărășteanu acompaniază orchestra simfonică a radioteleviziunii, la pupitru Paul Popescu. Scumpă, Doamne, amații lista-ntreagă a celor ce au fost iubite, ce cu grijă de mine întocmite. Ia priviți-o, nu vreți s-o citim, ia priviți-o, nu vreți s-o citim. În Italia 504, în Germania 301, suta în Franța, în Turcia, 81, dar în Spania, dar în Spania sunt 1003, 1003, 1003. Printre acestea sunt sărance, servitoare oleșance, sunt contese baronese, sunt marchize și prințese, sunt femei de orice stare, de orice vârstă, de orice grai, de orice stare, de orice grai. În Italia 504,
e in Germania 301, sud in Francia, in Turcia 81, dar in Spagna. O mie trei, printre acestea sunt țărance, servitoare, orășace, sunt contese, baronese, sunt marchize și prințe, sunt femei de orice stare, orice vârstă, orice grai, orice stare, orice grai. Celei blonde, de frumoasă, el îi spune că-i drăgălașă. Celei brune, că-i puioasă, celei șatene, că-i drăgăstoasă. Iarna vrea pe cea grăsuță, vara vrea pe cea slăbuță, pe cea-nnaltă, drăgăstoasă, el o vrea că-i mai. Mi-ti-ti-ca, că-i grațioasă, că-i grațioasă, că-i grațioasă. La pătrine vreau să placă și pe listă vreau să le treacă. Dar pasiunea lui cea mare e copila începătoare, nici nu-i pasă de-i săracă, de-i slabă sau robustă, de-i săracă, slabă sau robustă, doar să poarte pe ea o fustă. Știți voi bine cei cu ea, știți și restul ce-ar urma, doar să poarte pe ea fustă. Știți voi bine cei cu ea, știți voi bine, știți și restul ce-ar urma. Rossini este un Voltaire al muzicii, spunea Stendhal. În opera bufă scapără talentul său în toată splendoarea, iar poetul Heinrich Heine nota: pe valurile muzicii lui se leagănă cu voluptate bucuriile și suferințele omului, dragostea și ura, dorul și duioșia, gelozia și supărarea.
Să ne reamintim acum unul dintre juvaierele solistice ale celei mai perfecte și mai îndrăgite dintre operele sale comice, Bărbierul din Sevilla, aria Rozinei, în interpretarea uneia dintre solistele de frunte ale operei din Timișoara, Rodica Miloia. De motive său, nu mai ca să-l
ce motive s-au, mi puoi giocare, sei ce motive s-au, mi puoi giocare, ei puoi giocare. Pascal Bentoiu, Hamlet. Lucrare apreciată cu premiul Guido Valcarenghi, Milano, 1970, și premiul George Enescu al Academiei pe anul 1971. Este cunoscută în viața muzicală europeană prin publicarea ei la Milano, prin înregistrările transmise la RAI și BBC și prin punerea sa în scenă la Opera Municipală din Marsilia. Pentru toți cei care au urmărit spectacolul Operei Bucureștene sau înregistrarea transmisă la radio, rolul Hamlet se identifică în toată complexitatea sa interpretativă cu tenorul Florin Diaconescu. La pupitru, acela care în urmă cu aproape un deceniu realiza și premiera scenică de la Opera Română din București, Paul Popescu. Oh!
În seara de 3 martie 1875, la Opera Comică din Paris se prezenta în premieră o lucrare care, prin subiect și modalitatea tratării sale dramatice, a stârnit nu reacția ostilă zgomotoasă pe care a avut-o în anul 1816 bărbierului Rossini, ci o indiferență glacială aproape unanimă. Un singur contemporan al autorului în cauză, Piotr Ilici Tchaikovsky, scria entuziasmat: sunt gata să jur că peste 10 ani această operă va fi considerată o capodoperă absolută și va fi cea mai populară operă din lume. Și câtă dreptate avea atunci Tchaikovsky, gândind așa despre opera Carmen de Georges Bizet. Habanera cu Rodica Mitrică, solistă de frunte a generației mai tinere de interpreți, laureată a festivalurilor internaționale de canto de la Barcelona 1972 și 1978 și Paris 1974. Își dau concursul corul Operei Române din București, dirijat de Stelian Olariu, și Orchestra Simfonică a Radio-Televiziunii, dirijor Paul Popescu. Oh!
Și acum o pagină celebră dintr-o operă nemuritoare a repertoriului german. Și dacă, așa cum spun specialiștii, Weber este Freischütz, atunci am adăugat noi, Freischütz este în primul rând corul vânătorilor. La premiera din 1821 acest cor s-a bisat. Oare ce se va întâmpla în această seară? Dumneavoastră v-a plăcut foarte mult corul vânătorilor din Freischütz și compozitorul italian, Catalani, când a auzit lucrarea la Scala în 1872, a fost atât de impresionat încât a folosit aceeași lume de țărani și vânători în ultima sa operă, La Valie. Fericită idee, deoarece în urma unor amare eșecuri cu alte creații lirice, ce-i poartă semnătura, de această dată succesul i-a fost asigurat. O mare contribuție la sărbătoarea din ziua premierei a avut-o însă interpreta rolului titular, căreia în semn de omagiu compozitorul i-a dedicat partitura, Românca Hariclea d'Arcle. În concertul din această seară, Mioara David Cortez de la Opera din Iași ne reamintește minunata arie din opera La Valie de Catalani. Thank you.
anul 1976, odată cu debutul său în Boema, viața muzicală ieșeană consemna un eveniment. Apariția unui tenor cu frumoase însușiri vocale și interpretative, calități admirate în anii ce au urmat la toate concursurile naționale și internaționale. Zilele muzicii românești, Iași 1976, Barcelona 1978, Sofia 1979, Ostende 1980. Astăzi, la vârsta de numai 33 de ani, are 16 roluri de primă mărime în repertoriu, iar numele său reprezintă o garanție a afișului Operei Române din București, tenorul Ionel Voineag. Ne propune o arie din opera Forța Destinului de Giuseppe Verdi. La vita inferno all'infelice in vano morte desio. Siviglia, Leonora, oh rimembranza, andate con i panni, mi rapisti. Sarò felice eternamente è scritto. Della natale sua terra il padre vuole spezzar l'estraneo giogo e colunirsi all'ultima delincas la corona cingere confidò. Fu vana impresa, in un carcere nacqui, educava il deserto, sul vivo perché ignota è mia regale stirpe, i miei parenti sognarono il trono. La scure o quando fine avranno le mie sventure. Guarda me tappino che senza nave te sole in odio del destino che senza nome
te sol in odio del destino che tua nell'anno tuoi misero che tua nell'anno tuoi misero la morte di contrar l'orrore mia soccorrimi l'onore mia soccorrimi pietà 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 del mio penare l'onore soccorrimi pietà del mio pennare Leonora mia pietà pietà del mio pennare soccorrimi pietà di me. Din galeria personajelor prezente în concertul din această seară, nu puteau lipsi Don Pasquale și Malatesta în irezistibilul lor duet comic, din acel apoteotic final al epocii de aur a operei bufe italiene Don Pasquale. Acest nemuritor cuplu de eroi va dovedi încă o dată că la operă se poate și râde, că Donizetti a fost un subtil cântăreț al defectelor și calităților omenești și un incontestabil geniu al melodiei, capabil să dăruiască posterității o capodoperă într-o respirație creatoare de numai 11 zile. Don Pasquale interpretează doi artiști cunoscuți a scenei bucureștene, Constantin Gabor și Lucian Marinescu. Îți voi spune tot undată, îți voi spune tot undată, ne vom duce în grădină. Iau cu mine servitori, iau cu mine servitori și înconjurăm boschetul. La perechea blestemată, la-l meu semn să fie prinsă. Fără pierde un minut, îi vom conduce la primar. O perechea blestemată, la-l meu semn să fie prinsă. Fără pierde un minut, îi vom conduce la primar. Fără pierde un minut, îi vom conduce la primar. Fără pierde un minut, îi vom conduce la primar. Ce să zic ca fi mărire, ca să-i prinde numai noi doi, noi doi singuri să ne ducem. În boschet să ne ascundem, noi doi singuri să ne ascundem și la timp să ne arătăm. Numai de bătând de voie să anunțăm și pe primar. Îi vom face să-mi promită că alte date nu mai fac, numai de va fi nevoie să anunțăm și pe primar. Îi vom face să promită că alte date nu mai fac, numai de va fi nevoie să anunțăm și pe primar. Îi vom face să promită că alte date nu mai fac. Dar pedeapsa ar fi prea mică pentru astfel de trădare. Te gândești că-mi este soră? Și ce dacă ți-e soră? Am să o dau afar din casă, altfel nu mă îndoiesc. Cazul pare delicat, prea delicat, prea delicat. Deci fii, te rog, mai măsurat, mai măsurat, mai măsurat. Măsurat, dar nu-ți dai seama că
Nu mai vreau în casa mea, nu, nu. Vreți să faceți un scandal? Nici nu-mi pas. E rușine, nu de alta. E tot una. Nu se face, nu stă bine. Să-ncercăm găsivă-n poate altceva. Zeu-e, nu stă bine, nu se face. Cum rămâne atunci cu palma ce-am privit? Eu aș zice... Am găsit-o! Da, o ție, spune, 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 iude! El o stepi de furișan și stepi la vângă, auzim ce se petrece și le constatăm că dar atentată o comit! Bravo, 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 de minune, asta-mi place, de minune, asta-mi place, asta-mi place, bravo, 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 de minune. Așteaptă, așteaptă, dragă nevastă, că răzbunarea-mi pe te pândește, ea se apropie și te ajunge, toate deodată-l vei plăti. Să vezi acum la ce ți-a folosit struțuri pe făcut de lacrimi și suspine. Îmi vreau să mă înșel, dar nu ți-a folosit struțuri pe făcut de lacrimi și suspine. Mi-a venit și mie acum pe la moară, mi-a venit și mie acum pe la moară. Pe gâstul îmi plasic să mai scap, pe gâstul îmi plasic să mai scap. Răzbunarea mea te pântește, ea se atropie de-a și ajuns. Poate deodată le vei plăti, poate deodată le vei plăti. El se gândește la răspunare, nu știe bietul cel mai așteaptă. Degeaba tremură sau se nefurie, orși ce-ar face nu va scăpa. Degeaba se trudește și se chinzește, degeaba se trudește și se chinzește, oricum mă vârtește tot degeaba, este el se păcălește singur. El degeaba se trudește și se chinzește, singur care-n plasă de se chiarde. Degeaba se trudește și se chinzește, singur care-n plasă de se chiarde. Degeaba tremură sau se înfurie, orice ce-ar face nu va scăpa. Orice ce-ar face nu va scăpa, orice ce-ar face nu va scăpa. De minunea s-o goază. Cu mine voi lua în tăcere, în tăcere. Stăm la pâine, la pâine. Și de acolo, de acolo. Tot se vede, tot se vede. Se aude, se vede. Cum ajută și folosiți, zice geaba, să gândești în spine. Urmește orice lucru, folosiți geaba, e mai puțin la gândești în spine. Mă veni și mie acum pe la moară, mă veni și mie acum pe la moară. Mă veni și mie acum pe la moară, mă veni și mie acum pe la moară. Așteaptă, așteaptă, orice ce-ar face, orice ce-ar face, nu va scăpa. Orice ce-ar face, nu va scăpa, orice ce-ar face, nu va plăti. Nu va scăpa, le va plăti, nu va scăpa, le va plăti. Doctore, Don Pas. Nu-l Revenim la Freischutz de Weber, o altă pagină celebră a acestei partituri, aria anișoarei și o solistă captivantă prin vocea sa frumoasă și suplă, prin grația, firescul și farmecul său scenic, Elena Grigorescu. Oder braun, wer hat auch
Continuăm concertul din această seară cu o arie cunoscută și mult îndrăgită de dumneavoastră de toți, dacă îmi dați voie să spun așa, un șlagăr al operei. Aria Toreadorului din opera Carmen de Bizet. Interpretează Dan Serbac de la Opera Română din Cluj-Napoca. Își dau concursul Corul Operei Române, dirijat de Stelian Olariu și Orchestra Simfonică a Radio-Televiziunii, la pupitru Paul Popescu. Sărbătoare e plin de sus și până jos. O spectatorii, ascultătoare, o spectatorii vorbesc sărbătos. Toți întreabă, cu toți strigă, din ce, în ce mai apăsa, se stărgasă astăzi vitejia, că sărbat curajul azi. Hai fem, în parte, hai fem, hai fem! Toreador în gardă, toreador, toreador, femei frumoase te vor admira, te urmăre și de lor, și de așteaptă vor, toreador, și te așteaptă mor. Toreador, femei frumoase te vor admira, la un semn tot stac deodată, tot stac deodată, acest se va întâmpla. Momentul a sosit, momentul aștepta, taurul apare furios, vine de pas. Atatint, el se repede, un caldoboare și cu el un picador. Abravo, Paolo, spigă bolsirea, taurul s-a dus, s-a întors lovind pe glositor. Ce scutură pe paterile, în furia el stă și ocolește loc. Spăimântați, cu toții se retrag, să te văd, toreador, hai fem! În parte, hai fem, hai fem! Toreador în gardă, toreador, toreador, femei frumoase te vor admira, te urmăre și de dor, și te așteaptă vor, toreador, te așteaptă amor. Femei frumoase te vor admira, te vor admira și te dor, și te așteaptă amor, toreador, și te așteaptă amor, toreador.
în circuitul valorilor interpretative ce asigură distribuțiile marilor scene de opera ale lumii, s-a impus de mai mulți ani o soprană mult admirată și de dumneavoastră, de publicul bucureștean, în boema Traviata Madame Butterfly, pentru adevăratele sale gale, lecții de măestrie vocală, perfecțiune a frazării, distinție și noblețe scenică. În țară, la Londra, Covent Garden, Viena, Staatsoper, New York, Hamburg, Veneția sau Bordeaux, de unde s-a întors acum două zile, spectacolele sale constituie adevărate modele de artă autentică. Eugenia Moldoveanu. Dintre cele mai iubite eroine ale sale, Manon Lescaut de Puccini. Deși este încă student la Conservatorul Ciprian Porumbescu, clasa profesorului Ioan Pop, tenorul Florin Georgescu, a devenit o certitudine a școlii noastre de canto, atât prin laurii obținuți la concursul internațional de la Budapesta 1982, cât mai ales prin ovațiile dumneavoastră, cei care l-ați văzut în spectacolele de la Opera Română, cu operele Rigoletto, Lucia di Lammermoor și mai recent Traviata.
Peste foarte puțin timp, numele tânărului nostru interpret va figura în distribuția operei Rigoletto la opera de stat din Viena. Să-i urăm succes! Aria lui Calaf din opera Turandot de Puccini. Tuturor ne este cunoscut numele tenorului Placido Domingo. Puțin știm însă că la debutul său la Metropolitan în seara zilei de 2 octombrie 1968, când l-a înlocuit cu mare succes pe Franco Corelli în opera Adriana Lecouvreur de Cilea, s-a petrecut alături de o solistă româncă de faimă mondială, prezentă la loc de cinste pe afișul acestei seri. Toate marile roluri de mezzosoprană capătă în interpretarea sa contururi vocale și actoricești de neuitat. Simpla pronunțare a numelui său spune mult mai mult decât orice prezentare. Elena Cernei va interpreta o arie din opera Samson și Dalila de Saint-Saëns. Oh, curse,
Lunile noiembrie și decembrie ale anului 1983 aduceau școlii românești de canto noi ovații prin debutul la opera din San Francisco al sopranei Maria Slătinaru Nistor. O cântăreață româncă încântă, o soprană minunată interpretează Gioconda, un debut, un mare succes. Așa se intitulau cronicele apărute în ziarele cotidiene. Bucuria majoră a spectacolului de Gioconda s-a dovedit a fi soprana Maria Slătinaru, în debutul său american, scria San Francisco Chronicle. Rolul său, considerat cea mai perfectă realizare a Mariei Callas, necesită nu unul, ci patru tipuri de glas. O mezzodramatică și o soprană wagneriană în actul 4, o soprană ușoară de tip francez în primul act și un spinto cald mozartian în multe alte secvențe. În vocea ei există un cameleon capabil să se adapteze oricărei nevoi, menținându-și frumusețea de ton a vocii bine centrate și atât de puternică, încât a plutit deasupra corului și orchestrei în plenitudinea lor. Iată-o pe Maria Slătinaru Nistor, reeditând pentru noi minunatul ei succes! Oh, yeah.
În tabloul creației lui Giuseppe Verdi, Rigoletto este considerată prima sa operă de maturitate, datorită adâncimii psihologice și dramatice cu care creatorul reușește să pătrundă în sufletul eroilor. Aria Gildei, asemenea sufletului și făpturii sale, este gingașă și candidă. Iar între scenele de ansamblu, la loc de cinste, stă quartetul din actul 4, o țesătură sonoră genial realizată, prin care patru oameni simt și gândesc diferit, exprimându-și sentimentele în același timp. Gilda, tristă și dezamăgită în dragoste, Rigoletto, clocotind de răzbunare, Maddalena, veselă și ademenitoare, ducele, aventuros și sigur de noua sa cucerire. Deci, Rigoletto de Verdi, pagini celebre, în interpretări la fel de celebre. Mai întâi Silvia Voinea, căreia îi se vor adăuga apoi, la quartet, Rodica Mitrică, Florin Diaconescu și Nicolae Herlea. Yeah.
detto un detto soldoi, le mie penne consolar. Vieni e senti del mio cuore in frequenti palpitare con un tetto, soldo vuoi, la mia penne, le mie penne con assolar. Florin Georgescu cu Rodolfo din opera Boema de Puccini. La
chi son? Sono un poeta, che cosa faccio? Scrivo, e come vivo, vivo. Mia povertà mi alieta, cialo da gran signore, prime digni d'amore, per sogni e per vivere, e bene castelli d'aria. L'animo mio l'aria, tanta la mia morzia, ancora voi cuora e di me sono usati e i miei sogni miei tosto si dire guar ma il furto Mozart, Donizetti, Puccini, Wagner, Bizet, pe bolta liricii muzicale universale, fiecare dintre acești aștri are o strălucire aparte. Mozart, inegalabil tălmăcitor al miilor de nuanțe sufletești. Donizetti, cu harul de a scrie melodii accesibile, ușor de reținut. Puccini, un șuvoi de sentiment și culoare orchestrală. Wagner, inegalabil creator al dramei lirice. Bizet, cântărețul vieții adevărate cu oameni simpli care iubesc, urăsc și luptă. Între ei, Verdi a avut poate cel mai puternic simț al dramaturgiei sonore. A știut să scrie o muzică sugestivă, urmărind momentul scenic, personajul și situația dramatică a acțiunii. Un astfel de exemplu rămâne duetul Leonora de Luna din opera Trubadurul, duet ce va fi interpretat de Sanda Șandru și Dan Serbac de la Opera Română din Cluj-Napoca. Udiste come albeci la scure al figlio et alla madre il rogo. Avuso forse quel poter che pieno e me trasmise al prince a tale vitragitto
donna per me funesta. Povera è mai ripreso Castelor di lei contezza lo levi, e furo indarno tante ricerche, tante, a dove sei crudele. Tutti davanti con la voce come tutora e vedi e venisti il già presso l'oro estremo e tu lo chiedi o sare potresti anzi per esso pietà, pietà domando e tutta riri pietà, tutta riri pietà, io te rivo al sentire pietà io te rivo al sentire pietà mente nome a te l'ispire e sol pentita il mio nome pentita il sol mio nome pentita il sol mio nome pietà, pietà, domando pietà pietà, pietà, domando mira di acerbe lacrime piede orrio non basta il pianto svenno me ti beve il sangue mio svenno me svenno me ti beve il sangue mio qual pesta il mio cadavere. Degno rendere o lei peggio la sorte fra mille atroci spasimi scene pubblicare il suo morte sapendomi la via più terribile ti va poi il mio furore più la via più terribile ti tampa il mio furore questo è mio cadavere. Fra te, che par, rivolgimi,
mi volgi il detto ancora. Fammi parare l'idiopato, ascolta e finora. Tu mia, ripetilo, il dubbio con serena, a chi io lo credo era, udendolo da te. A chi io lo credo appena, udendolo da te. Il giubilo, i diti a me, signore, potrò rilevare che è dolorosa amor così per me. Oh, beato mi! Se tutto sì! Beato mi! Così per me! Oh, 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 addio, giurasti, addio, pensaci, e sopra la mia fe. Tu via, mi c'è un vinto, di tutto la serena, o te la verità, o te volo da te, sì, o te volo da te, sì, o te volo da te. Unul dintre cunoscuții tenori români, lirico-spinți, des întâlnit nu numai în spectacolele opere din București, ci și în stadiunile lirice și concertistice din Franța, Italia, Grecia, Olanda, Germania. Florin Farcaș în opera Carmen de Bizet. Oh!
ti drago. Monologul lui Gerard din opera Andrea Chenier de Giordano, interpretat de cel mai frumos glas de bariton al ultimilor decenii, partener al străluciților soliști din întreaga lume, Mario del Monaco, Carlo Bergonzi, Franco Corelli, Joan Sutherland, Montserrat Caballé. Într-un cuvânt, un superlativ de carieră, Nicolae Herlea. Della patria ave chi o fiava che beatamente ancor la beve il popolo a tua Costantinopoli straniero studio a sensir soldato traditore di tuo moglie un complice e poeta sovvertitor di cori e di costumi passar fra gli odi e le vendette ora innocente e forte che con te mi crede son sempre un servo ho mutato un padrone un servo obbediente di violenta passione o peggio uccido tre o non tre uccido io piango Redrettrice figlio, pel primo dito il grido, so pel mondo ed al suo il mio grido unito. Or smarita la fede nel sognato destino. Come era radiato di gloria il mio cammino. La coscienza e il cuore ridesta raccogliere lacrime dei finti
O atmosferă veselă, sărbătorească, însoțindu-i pe Alfredo și Violeta Valerii la Brindisi din actul întâi al operei Traviata, cu doi interpreți ce sunt convinsă că nu au nevoie de nicio prezentare, Eugenia Moldoveanu și Octavian Naghiu. Non sa mi ancora